În ultimii ani, școala s-a transformat într-un spațiu potrivit pentru elevele și elevii care vor să își expună ultimele achiziții în materie de vestimentație. De aceea, ideea ca uniforma școlară să fie reintrodusă nu este pe placul elevilor, care nu ar accepta să poarte aceleași haine ca ale colegilor. Cu toate acestea, parlamentarii nu renunță și încearcă încă o dată să impună uniforma în grădinițe, școli și licee. Elevii giurgiuveni nu sunt de acord și spun că achiziționarea unei uniforme școlare reprezintă o investiție destul de mare pentru mulți dintre ei. Ți-ar plăcea să porți uniformă în fiecare zi? Nu. De ce? Nu mi-ar face. O părere foarte proastă. De ce? Pentru că nu toți au posibilități. Timpul, iarna, e mai dificil. Deci o părere foarte proastă. Nu v-ar plăcea să purtați zilnic? Nu. Chiar deloc. Nu, o părere foarte bună. De ce? Pentru că iarna o să înghețăm de frig. Dacă ar fi dintr-un material mai gros, confecționat? Nu. No. Nu v-ar plăcea să fiți îmbrăcat toți la fel? Nu, și oricum mulți nu au posibilitate. Adică ar fi un sacrificiu prea mare. Păi ar fi o idee bună. Ar fi toată lumea la fel și am arătat altfel. V-ar plăcea să fiți îmbrăcat la fel? Depinde și ce uniformă. Că dacă ne dă de aia de mult, nu e bine. Cum v-ar plăcea să arăt? Păi nu știu, altă culoare, nu cenușiu sau negru. Nu știu, altă culoare. Roșu? Nici roșu, dar altceva mai deschis. Dacă legea va fi adoptată, toți elevii, începând de la grădiniță până la terminarea liceului, vor fi obligați să poarte uniformă. Culoarea și modelul vor fi alese de conducerea școlii împreună cu părinții și copiii. Potrivit proiectului, elevilor care provin din familii cu venituri reduse, li se pot acorda, pe bază de cerere, burse de ajutor social pentru achiziționarea uniformelor. Inițiativa legislativă a aleșilor USL a ajuns pe masa Senatului. Forul decizional este Camera Deputaților.